Intervenție dificilă sâmbătă seara salva montiștilor Hunedoreni pentru salvarea 50 de turiști surprinși de viscol în timp ce se aflau în drumeție pe muntele Parâng. Oamenii au urcat pe munte într-o excursie plătită și însoțiți de câțiva ghizi, dar nu au mai putut continua drumul din cauza vreminii prielnice. Cele 50 de persoane au urcat pe traseul de creastă de la cabana rusu către Parângul Mare, într-o zonă extrem de dificilă. În urma intervenției salvamontiștilor, montiștilor, turiștii au fost recuperați și se află în siguranță. În masivele retezat și Parâng, la peste 1800 de metri altitudine, vântul suflă la rafală cu peste 60 de km pe oră spulberând zăpada, iar vizibilitatea este extrem de redusă. La peste 2000 de metri, stratul de zăpadă măsoară aproape o jumătate de metru, iar în depozite este de mai mult de un metru.